rapidă pe anul acesta pe Balta Mare. Am mai avut o partidă sau două primăvară, la începutul primăverii, pe Balta Mică. Nu am apucat să filmez atunci. Rezultatele au fost moderate, ca să zic așa, carași, niște carași frumoși pe care i-am prins atunci. Astăzi mergem la Crap și ne dorim să avem o partidă productivă. Rămâneți alături de mine pentru că vă voi arăta astăzi cum abordez eu partida de pescuit, de la început până la sfârșit. Vă voi arăta și câteva dintre omelele de cărlig la care lucrez de ceva timp, aproape un an. Voi da cât mai multe detalii în așa fel încât să vă puteți însuși lucrurile folositoare pe care voi le considerați din ceea ce fac eu și să aveți o productivitate cât mai mare la pescuit. Acum ne dorim ca și partida să fie una bună, pentru că noi ne dorim, știți cum e, când plecăm la pescuit, să avem rezultate bune, să prindem pește, să facem cam totul ca la carte, așa cum ar trebui, dar sunt și partide în care nu ne iese treaba asta, pentru că nu ține de noi, ține de domnul pește. Deci, rămâneți aproape de mine, astăzi sunt singur, nu l-am luat pe David cu mine, a vrut să rămână să doarmă. Așa că sper să reușesc să mă descurc și cu camera și cu tot ceea ce am de făcut astăzi. Nu uitați, dacă nu sunteți abonați la canalul meu, să vă abonați chiar acum. Aveți un buton aici de abonare pentru a putea primi noutățile de la mine ori de câte ori postez pe YouTube. O distribuire mă ajută foarte mult al acestui clip. Dacă v-a plăcut, rămâneți alături de noi. Fire întinse tuturor prietenilor. Salutare și bine v-am regăsit. Am ajuns pe baltă, mi-am montat sculele, am început partida prin sondare cu lanseta din stânga, am sondat puțin în apropierea balizei din față. Nu pescuiesc departe pentru că interesul meu este să pescuiesc cât mai aproape de mal, pentru că în 30 de metri am un substrat destul de tare. În zona balizei este și ceva mâl acolo. Eu pescuiesc până în baliză, ca și distanță 40 de metri, 50 de metri, cam așa. Cu lanseta din dreapta pescuiesc în 30 de metri, undeva în partea din dreapta, așa. De menționat este că cu cea din dreapta nu am nădit, n-am dat decât două metoduri și am lăsat-o. Iar cea din stânga am început prin nădire cu momitor. Vreau să văd dacă există vreo diferență între ele, între vaduri. La nădire am folosit nada care am preparat-o astăzi pe bază de căpșună și usturoi, nada de la CMB. Iar în amestec am adăugat și pelete de 4 mm pentru a avea și ceva particule. Doresc să selectez un pic peștii, dacă se poate. Știm că în lac avem ca și populație de pește caras, crap, amur, avem și fitofag. Peștele țintă al nostru este crapul astăzi. Vedem ce putem să reușim să aducem pe mal. Nu am așteptări foarte, foarte mari de la partidă, pentru că sunt înconjurat stânga-dreapta de
standuri cu pescari de crab și gălăgia este destul de mare. Voi mai lăsa un timp lansetele, voi sta puțin, le voi lăsa cam o jumătate de oră pentru că s-a făcut și puțină gălăgie cât timp am nădit. Gălăgie și în stânga și în dreapta și la mine. Le voi lăsa mai mult acum prima lansare și vedem după aceea cum abordăm în continuare partida. Avem și primul peștișor. Nu știu ce este. Cred că e un caras. După cum a tras. A tras destul de violent, specific tarasului, în perioada aceasta. Oh, oh, oh. Ce-ai făcut? Un caras frumușat. Specificat ar fi că Green Paradise este o baltă cu reținere și peștii aici se prind destul de greu. În sensul că fiind atât de vizitată zilnic de către pescari, presiunea asupra ei este destul de mare. Iar peștii sunt destul de reticenți. Trăsătura a venit aproximativ după 15 minute. Am folosit la cârlig un wafter de ananas. O să detaliez puțin mai târziu și despre aceste waftere. Se echilibrează critic, cârligul pe substrat, momeala în sus. Cum încarc eu metodul? Ia să vedem dacă... Cârligul este un cârlig de la Corum, mărimea 10. Nu mai știu exact ce firmă este, dar este un spin de 7. Poziționez exact pe mijlocul matriței wafterul, da? Încarc o nadă. Presez un pic. Vin cu metodul efectiv pe ea. Strâng bine. Iar acum, așa se vede, acum voi mai presa o dată cu mai puțină nadă. Da? Introducem din nou metodul. Presăm bine. Și iată prezentarea mea.
cred că voi schimba... Cred că voi schimba și lanseta din stânga pe metod. M-am folosit de acel momitor pentru a aduce mai multă nadă pe vad. Iar acum voi schimba și voi pune metod. Pentru că clar prezentarea la cârlig este mult mai avantajoasă atunci când este pusă momeala în metod decât pe momitor. Pe momitor momeala nu se așează exact pe nadă, da? Pe momitor momeala se va fi liberă cam la 7-10 cm cât avem forfacul în fața momitorului. Iar peștele întotdeauna, dacă momitorul este aici, iar momeala este aici, peștele va ciugului din nadă. Și momeala probabil mai greu va fi accesată de către pește. Exact ce vă spuneam, da? Deci cam așa e prezentarea. Despre locația aceasta pot să vă spun că mă simt ca acasă când vin aici. Mă deconectez total, în sensul că este o zonă atât de sălbatică, semi-sălbatică, ca să zic așa. Este o locație în care mie îmi dă multă liniște când vin aici. Este înconjurată de pădure, toată partea aceasta din față și în spatele nostru este pădure la ceva distanță. Păsări multe care cântă. Avem un aer deosebit de curat aici. Se simte efectiv mirosul de ozon al apei. Este o apă foarte oxigenată datorită izvoarelor subterane pe care le are Balta. Aici este o fostă balastieră pe care administrația acum mulți ani în urmă a amenajat-o pentru a face acest minunat lac, această minunată locație. De curând au construit și niște căbănuțe aici în spatele meu, lângă recepție, foarte frumoase. Deci vă recomand tuturor care doriți să veniți la partide prelungite, 24-48 de ore, să veniți cu încredere, că căbănuțele sunt super amenajate, super utilate. A rămas uimit de modul în care administrația s-a ocupat în ultima perioadă de locație. Și felicit pe această cale pe domnul Toni Comșa și oamenii lui, pentru că chiar s-a ocupat de această locație. Am mai venit un peștișor. De data asta cred că e un ciorpan. E că acolo are scăpare. Tot un caras, dar un caras mai mare. Oh, dar ce e? Ce bătăie? Ah, nu, e un ciorcan. Un ciorcan. Al partidei. Un ciortanel la vreun kil și jumătate.
Puc. Și al doilea. Și al doilea drill. Caras frumos. Luat la Tiger Nut, o metodă încă nu s-a dus nada, în care s-a... O să explic și ce am făcut. Așa. Între timp am mai făcut niște nadă, niște Tiger Nut, pentru că mă desumflasem un pic, am zis că n-am făcut alegerea potrivită, dar se pare că și pe lanseta din dreapta, cât și aceasta din stânga au venit pești. Pe cea din dreapta la căpșună usturoi a venit crapul acela la un kil jumate, iar pe asta din stânga a venit acel caras frumos, un caras aproape de kilogram. Da, Green Paradise are pești frumoși, să știți, și în perioada asta carasul frumos, carasul mare, se hrănește destul de bine. La cârlig am pus un after din rețeta proprie de căpșună banană. O să pun tot cu Tiger Nut. Nu presez foarte tare pentru că nada este destul de colantă, pentru că am umectat-o special să ajungă pe fund nada, să nu facă nor în timp ce ea impact cu apa. Pescuiesc lângă baliză, în stânga ei. Iar cred că pescuiesc în 20 de metri cu ea. Aici voi continua cu căpșuna usturoi.
pune un wafter de krill. Un pic mai tare pentru că am o problemă cu metodurile acestea care nu prea sunt eu mulțumit de ele. Mă refer la varianta de 30 de grame. O să vă arăt și care. Nu sunt mulțumit în sensul că nu se presează corespunzător. Vorba de acest model, nu fac antireclamă, sunt niște metoduri foarte bune, dar din cauza acestui pat special conceput pentru a pune wafter-ul sau pop-up-ul aici, în momentul când presez nada, se desface, adică îmi rămâne nada pe matriță și momitorul, da, nada este făcută corespunzător, adică nu este vorba că n-am făcut eu nada cum trebuie, pentru că se vede clar. Am folosit-o și pe celălalt metod și pe celălalt metod nu am această problemă. Astăzi o partidă de recreere, de distracție, de... În sfârșit am reușit și eu să mai ies pe apă după o grămadă de timp. Destul de binișor. Aproximativ 2 ore, 3 pești. Se putea și mai bine, dar nu e vorba de mine, e vorba de apetitul lor, de cum stau peștii pe vad, de cum umblă. Trebuie să ținem cont că este și perioada în care peștele este în bătaie. Este perioada lui de reproducere. A mai venit un pește. Cred că e tot taras. Da. Destul de anevoie să aici de scos peștii. Hai să vă și arăt. Na, da. Și mini dumbbell-ul. Căpșună banană. Care frumos a avut peștele ăsta. Nu știu dacă sigur nu e crap, e caras, dar a plecat exact ca un crap.
tot la Tiger Nut, iar la Kerlig folosit o bicoloră, tot rețetă proprie, galben cu portocaliu. O lansetă între timp, pentru că vreau să testez mai multe adâncimi și să văd unde am randamentul cel mai bun. Se pare că în stânga, lanseta din stânga pe vadul cel mai depărtat mi-a adus pești cei mai mulți până acum. Ce pot să vă spun despre Tiger Nut? Este o nadă extraordinar de bună. În sensul că mie personal mi-a dat rezultate foarte, foarte bune atunci când alții nu prindeau deloc. Tiger Nut a spus cuvântul. Este o combinație, pot să zic, letală pentru pești, pentru că conține atât alune tigrate, fărâmate, cât și făină de pește. Iar combinația dată este una extraordinar de bună, pentru că mie personal mi-a adus cele mai multe rezultate în perioada de primăvară, acum vorbesc, după ce s-a mai încălzit un pic apa. Ce pot să vă sfătuiesc este să fiți foarte atenți la umectarea Tiger Nut-ului, pentru că este foarte colantă nada, iar dacă puneți prea multă apă, o să vă treziți că nu se mai desface. Și atunci veți avea probleme cu prezentările. În același timp, fiți atenți și la modul de presare a matriței pe metod. Pentru că la fel, dacă veți presa foarte tare nada, nu se va desface în timp util și probabil că veți avea trăsături mult mai lente, adică ca și timp de desfacere al nadei va fi unul mult mai îndelungat decât dacă veți presa nada mai puțin. Da, se pare că vadurile din dreapta sunt moarte, ca să zic așa. Peștele se pare că e retras în zona cu apă mai adâncă. Am tot sperat că în zona aici pe apă mai mică o să fie pești, o să fie activitate mai mare, dar se pare că nu este așa. A intrat un crab și a intrat în agățătură. Oh.
tras ca un... De vreo oră nu vrea să mai zică nimic. N-am mai avut nicio prezentare de vreo oră. Probabil și temperatura a crescut. Sunt vreo 20 și ceva de grade în momentul ăsta. Soarele arde foarte tare. Este posibil Este foarte posibil ca peștele să ridice de pe substrat, să fie undeva între ape. Probabil să se încălzească. Vedem. Noi insistăm. O lansetă pescuiesc într-un singur loc, unde am prins dimineață ciortanul acela și un caras. Nu m-am declipsat de acolo. O să pescuiesc la punct fix cu ea. Iar cu celelalte două m-am declipsat. Una pescuiesc în linie dreaptă până în baliză cu vreo 20 de metri. Deci cred că am vreo 30 de metri în linie. Iar cu aceasta m-am dus mai departe de baliză, sperând să tatonez un pic terenul. Asta din stânga a adus cele mai multe prezentări. Și dintr-o dată s-a tăiat. Am mai declipsat, m-am dus un pic mai în față cu vreo 2 metri. Așteptăm să vedem dacă se schimbă ceva. A venit și nenea crapul. După o grămadă de timp. Sau cel puțin așa sper că fie clar. Tot a dat cu râtul pe acolo, tot a mișcat-o. Am văzut. Dar... Nu știu. Cred că tot carase. Sau vreun ciortăneu. Da, e un ciortăneu, cred. Nu e chiar așa mare, dar este... Foarte greu de scos pește aici, e multă vegetație, cred că am vreo 3 metri de vegetație în față. E destul de dificil de scos pește. Se pare regulamentar în buza de jos. Cârlig până acum. Un kilogram și jumătate, așa și ăsta nu e foarte mare.
pe vadul de dimineață. Am măsurat pe bețe unde am nădit dimineața, în 30 de metri a venit. La cârlig tot căpșună banană. Și nada căpșună usturoi. De la Simbi. Da, rămânem în continuare în așteptare. Îmi pare rău că nu pot să surprind trăsăturile să le vedeți, pentru că sunt destul de rare și mă mai învârș și eu pe aici. Este foarte cald și nu pot să stau tot timpul pe scaun, mai mă bat pe la umbră. Sperăm să își dea drumul treaba mai bine. Oricum, nu pot să spun că sunt nemulțumit de partidă, pentru că am luat câțiva peștișori. Deci, până acum am 2 ciortani și vreo 5 carași. Ținând cont că în stânga-dreapta mea nu se prinde niciun pește de azi dimineață. Așa. Și dacă peștele a luat o pauză, sunt întrecus de ora 1, de fapt este chiar 2, am zis să facem o mică prezentare așa în acvariu. Mi-am adus un mic vas de acasă, un mic acvariu și aș vrea să vă împărtășesc și vouă câteva din produsele noastre ADP Baits pe care le-am luat cu mine astăzi, pentru a le testa în partida de astăzi. Așa, să-i dăm drumul la jucării. Vedeți ce se întâmplă dacă n-am avut jucării când eram copii mici. Acum ne jucăm când suntem mari cu biluțe. Glumesc. Haideți să vedem. Deci avem aici 4 tipuri de forface. Pe primul avem un cârlig mărimea 8. Cu spin de 7. Aici avem un cârlig mărimea 10 de la Corum cu spin de 7, la fel. Aici este un Guru QM1 cu spin tot de 7. Iar aici avem un Benzar, cred că mărimea 10 este acesta. Așa, haideți să le luăm în ordine cronologică. Aici avem un wafter galben-portocaliu. Aromele nu vi le spun momentan pentru că nu sunt bătute în cuie. Nu sunt definitivate și pot să vă arăt doar flotabilitatea lor momentan. Nu contează momentan, nu contează foarte mult aroma în momentul acesta, pentru că este doar o probă de flotabilitate. Da? Deci un cârlig mărimea 8. Iată cum stă. Cârligul
perfect culcat și dansează. Hai să mai punem pe următorul. Deci, s-a culcat și acesta. Hai să dăm că e niște iarbă aici, am luat apă din baltă și am depus iarba exact aici. Așa. Deci se observă și al doilea câlig este critic echilibrat. Haideți să luăm un QM1, să vedem. Cu toții știm că aceste cârlige QM1 sunt foarte ușoare. Sunt făcute dintr-un material foarte ușor, un oțel special. Iată că și acesta stă aproape culcat. Da, este culcat și ăsta. Să luăm și ultimul cârlig. Mărimea cea mai mică este mult mai mic decât 10-le de la Guru. Deci aș putea zice că acesta e un 12 chiar. Iată-l și pe acesta. Da. Deci cam așa se prezintă. Haideți să punem și alte culori. Așa, să luăm până... Aici am aditivat eu cu căpșună banană această bicoloră. Așa ca fapt divers, nu că ar conta. Momentan. Iată cum stă. Aoleu, mă disperă iarba asta. Așa, hai să mai luăm unul. Punem un krill. Perfect. Prezentare perfectă. Ia să vedem și pe QM1 cum se prezintă un galben. Un galben. Iată și pe galben. La fel. Și să punem și încă unul. Ce punem aici? Trio color ăsta care l-am făcut eu. Ia să vedem. E, iată că aici flotabilitatea. Bine, dacă apăsăm un pic pe Dumble, cu siguranță o să stea și el. Uite. Când vrem să echilibrăm cârlige mici, putem apăsa un pic pe ele și se echilibrează. Adică, cred că s-a și uscat un pic, s-a uscat că le-am ținut cu capacele desfăcute. Dar cert este, prezentarea lor este una bună, după părerea mea. Am avut și rezultate în această partidă satisfăcătoare, conform peștilor pe care i-am avut în față. Mai avem jumătate de zi, vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Suntem la final de partidă. Lansetele sunt exact la fel ca acum 4 ore, adică
undeva după ora 12 și jumătate nu a mai vrut să tragă deloc. Peștii clar s-au mutat de pe zonă, cel puțin la mine și în jurul meu, stânga-dreapta, nimeni nu prinde nimic. Este liniște totală. Probabil peștii s-au retras în altă zonă a lacului. Mai stăm o jumătate de oră, după care strângem și mergem acasă să ne odihnim. A fost o zi frumoasă, o zi cu, și cu capturi, o zi călduroasă, o zi în care am reușit să testez mai amplu momelile pe care vi le-am prezentat mai devreme. Ce să zic? Să ne vedem sănătoși până la următoarea partidă. Dacă v-a plăcut clipul meu, nu uitați să dați like, share și dacă nu sunteți abonați pe canalul meu de YouTube, apăsând abonare, puteți apăsa și clopoțelul acela pentru a putea primi notificările ori de câte ori încarc un clip pe YouTube. Cam atât de la Green Paradise astăzi. Până data viitoare, toate cele bune, prieteni!